Bună dimineața, Marian. Bună dimineața, Răzvan, da, sunt la Sinaia, în spatele meu este Castelul Peleș, locul unde s-a născut și a copilărit majestatea sa, regele Mihai. Lângă mine este primarul orașului Sinaia și aș vrea să rog să ne povestească puțin despre legătura dintre orașul Sinaia și majestatea sa. Bună dimineața! Bună dimineața! Evident, legătura între regele Mihai și orașul Sinaia a fost întotdeauna foarte puternică. Regele s-a născut la Sinaia, chiar aici pe domeniul Castelului Peleș, la Castelul Foișor, iar indiferent că vorbim de perioada interbelică, când majestatea sa a copilărit la Sinaia și chiar aici a învățat de la primii ani, mergând mai departe în comunism sau după 90 încoace, locuitorii orașului au fost aproape de majestatea sa. Foarte mulți din cei care locuiesc în zona veche a orașului îl cunoșteau, mai ales din cei foarte în vârstă, și au păstrat via amintirea și în perioada în care regele a fost plecat în exil. De altfel, în momentul în care majestatea sa a revenit la Sinaia în 2008, foarte multă lume l-a întâmpinat. Vreau să vă întreb ceva. În această perioadă se poate vizita castelul? Nu, nu se poate vizita castelul. În perioada doliului, evident, castelul este închis pentru în memoria și în onoarea regelui Mihai. Un lucru pe care vreau să-l spun și care cred că a fost extrem de important, în anul 2008 am avut prima întâlnire cu majestatea sa. Pentru mine a fost un moment important și onorant, pentru că am fost printre puțini invitați la recepția pe care majestatea sa a dat-o chiar aici, la Castelul Peleș, cu ocazia nunții de diamant, moment în care regele Mihai mi-a făcut cunoștință regele al Bulgariei, care era în momentul respectiv prim-ministru al Bulgariei și care mi-a povestit despre faptul că lângă Sofia există o localitate, Borovăț, care seamănă cu Sinaia și cu care noi putem să avem relații de prietenie. Și evident am fost acolo și am vorbit. Pe de altă parte, a doua zi, regele Mihai a fost în centrul orașului, a fost la primărie. Iată că dacă în 2008 i-am oferit cheia orașului și i-am urat bun venit acasă, majestate, din păcate ieri a fost la Sinaia pentru ultimul său drum. Am avut la fel onoarea să discut cu majestatea sa de câteva ori, moment în care mi-a povestit despre amintirile, din păcate, neplăcute pe care le-a avut la Sinaia, momentul în care a părăsit țara în 1947 și în care nu au fost deloc niște momente plăcute. Am întâlnit aici, tot în Sinaia, un profesor de istorie, are doar 23 de ani și zilele acestea le-a vorbit elevilor despre majestatea sa, regele Mihai. Salut, bună dimineața, Marian, îmi pare bine, cum te numești? Neața Barbu Gabriel și sunt profesor de istorie la Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia. Cum au primit elevii informația pe care tu le-ai oferit-o zilele acestea? I-ai simțit captivați? Să știți că i-am simțit captivați din momentul în care în media s-a făcut s-a promovat foarte bine evenimentul, din păcate nefericit acest eveniment, și elevii acum au înțeles cine a fost majestatea sa, regele Mihai, și au început să înțeleagă mai multe despre rolul casei regale în România. Pentru că atunci când le-am povestit despre casa regală, nu m-am referit doar la un singur personaj. M-am referit la totalitatea personajelor care au făcut parte și fac parte în casa regală, pentru că dacă ne gândim la momentul 1866, dificultatea vine din faptul că venirea pe tron a lui Carol I are în spate două revoluții, are niște domni fanariote și atunci lucrurile erau foarte dificile. Și atunci le-am prezentat elevilor mei cu predilecție, de exemplu, proiectul făcut de Carol I în momentul 1906, când a prezentat bilanțul. Bilanțul din 1866 și până în 1906, când a construit, de exemplu, de la 1000 de kilometri de drum în 1866 la 3800-4000 de kilometri de drum, 23.000, pardon, în 1906. Așa, ca și informație, cu ce ai vrea tu să rămână elevii, cu ce informații să rămână despre majestatea sa, regele Mihai? În câteva fraze. Din suflet le-am spus că trebuie să credem în valori. Asta înseamnă casa regală. Valori. Valorile pe care casa regală a încercat să le transmită și să le aducă în România au însemnat, în primul rând, democrație, ceea ce înseamnă respect, lege, educație și așa mai departe. Și le-am spus faptul că trebuie să credem în aceste valori, pentru că asta înseamnă viitor, un viitor mai bun pentru România. Răzvan, Dani, cam atât de aici, de la Castelul Peleș. Ne vedem mai târziu cu alte informații. Mulțumim tare mult!